cum s-a fotografiat Irina Columbianu, alături de surorile mamei sale, Ramona și Alina Gabor. Irina Columbianu se bucură de clipele petrecute în țara natală. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbianu a revenit în România, după șase ani, și a vizitat mai multe locuri. Recent, ea a plecat prin Bucovina, alături de mătușile sale. Ramona și Alina Gabor au dus-o pe nepoata lor și la o mănăstire. Cele trei au vrut să imortalizeze momentul, așa că s-au fotografiat în curtea lăcașului sfânt. În imagine, se poate observa că Irinuca și mătușile sale au purtat haine potrivite pentru a intra în biserică. Irina Columbeanu și surorile Monicăi Gabor s-au bucurat și de câteva peisaje spectaculoase din Bucovina. Apoi, la lăsarea serii, au făcut grătar și s-au bucurat de timpul petrecut împreună